Vă așteptăm la Târgul Toamnei, astăzi de joi până duminică. Producători locali, producători din Ovidiu, Poiana și Curna, dar și producători din Asociația Țăranii Dobrogeni. Așteptăm toți consumatorii, cei din Ovidiu, dar de ce nu și Constanțeni, să vină să-și cumpere produse de calitate din Ovidiu. Tot astăzi lansăm o asociație ce se numește Poiana lui Ovidiu, o asociație în care Pumăria Ovidiu și 50 și ceva de fermieri locali, autoctoni, producători din zonă, suntem parteneri. Vrem să-i promovăm, să-i ajutăm să-și vândă produsele pe piețele din județul Constanța. Vrem să-i facem cât mai cunoscuți și prin broșura pe care am lansat-o astăzi, dar și prin site-ul Poiana lui Ovidiu, astfel încât consumatorul final, orășeanul, să spunem, să aibă posibilitatea să adopte un fermier de lângă casa lui, să aibă posibilitatea în weekend să se ducă să-și cumpere o pasăre crescută, eco-crescută, naturală din această zonă.